Mircea Geoană a plecat din conducerea NATO cu o experiență vastă. În cei peste 5 ani în care a fost secretar general adjunct, a condus sute de consilii nord-atlantice. Acesta spune că de-a lungul timpului a luat mai multe decizii care au sporit securitatea României. Mircea Geoană a condus peste 260 de consilii din cadrul NATO în cei 5 ani în care a fost în conducerea alianței. Acesta susține că a luat multe decizii care au ajutat țara noastră să devină mai sigură. În cei 5 ani, care credeți că a fost cea mai importantă decizie pe care ați luat-o cu privire la securitatea României sau care a inclus și securitatea României? Au fost câteva. Cred că prima mare decizie a fost să aducem Marea Neagră la nivelul de importanță strategică pe care, să spunem, Mediterana sau Marea Nordului sau Marea Baltică le aveau înainte. Era o anumită asimetrie de interes strategic. Și, evident, nu doar eu, pentru că sunt român, putem să schimbăm această abordare. Și războiul din Ucraina a schimbat această dinamică. Aproximativ 5.000 de trupe aliate se află astăzi în România, cele mai multe fiind la baza de la Cogălnicianu. Mircea Geoană susține că țara noastră este mai sigură ca oricând în ceea ce privește securitatea. Cred că suntem astăzi în cea mai bună situație de securitate din istoria națională a României. N-am avut vreodată în istoria noastră agitată, convulsivă, cu geografia aceasta foarte contestată strategic, în moment atât de bun. Și multă lume, evident, auzind, mai ales prin zona Deltei, mai vine un rămășiță de dronă, se mai aude zgomotul războiului. Evident că lumea este îngrijorată și e normal să fie îngrijorată. Dar cred că rolul meu în acești ani la NATO a fost să fiu sigur, unul, că toți aliații sunt în siguranță, că țara mea este în siguranță și cred că azi avem în curs de implementare suplimentară măsuri care vor face din România cea mai relevantă țară strategică, împreună cu Polonia, probabil, pe flancul estic, și probabil cea mai sigură țară din această zonă.